Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre o mică aplicație interesantă atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Este vorba despre aplicația No Hands. Cu siguranță orice dascăl caută mereu diferite instrumente pentru a-i antrena pe toți elevii în activitățile derulate în sala de clasă și asta în moduri cât mai atractive, inedite și surprinzătoare. Există situații, de exemplu, când profesorul chiar nu ar dori să numească un anumit elev pentru a-l implica într-o anumită activitate și ar dori alegerea la întâmplarea unui elev din sala de clasă. Acest lucru poate face aplicația No Hands. Faptul că aplicația alege un elev la întâmplare din cei aflați în sala de clasă îi determină pe aceștia să fie cât mai conectați la activitatea derulată în clasă. La această aplicație se poate ajunge realizând o căutare după expresia No Hands Up, și se alege website-ul ihide.com de unde se poate descărca aplicația sub formă de arhivă zip Bineînțeles că vom dezarhiva această arhivă Și în directorul realizat în urma dezarchivării, regăsim două fișiere. Nohands.exe, care este executabilul aplicației, și un fișier readme.txt. Dacă vom executa două clicuri pe fișierul nohands.exe, vom realiza două lucruri. Vom lăsa aplicația și observăm că odată cu lansarea aplicației s-a creat un al treilea fișier numit nohandclasses.txt care nu este altceva decât fișierul de configurare a aplicației. Vom executa două clicuri pe acest fișier pentru a avea acces la conținutul lui. Nu vă lăsați intimidați de toate aceste linii de text, ne vom axa atenția asupra zonei în care putem stabili numele clasei și numele elevilor din clasă, Zona care începe cu linia de text first define a class. Trebuie să menționez faptul că orice linie de text care începe cu cele două caractere slash reprezintă un comentariu care este destinat doar utilizatorului aplicației pentru explicații. Aplicația nu va lua în considerare această linie de text. Vom lăsa această linie nemodificată. Apoi urmează linia ce conține textul CLASS Y8B1 ICT. Observăm că sunt trei cuvinte separate de virgule. Vom lăsa cuvântul CLASS nemodificat. Y8B1 îl vom modifica, îl vom schimba cu numele clasei. iar ICT cu denumirea disciplinei. Urmează acum mai multe linii ce încep cu cuvântul time. Putem lăsa aceste linii nemodificate. Urmează acum numele elevilor din clasă care în acest fișier sunt trecute student1, student2 și așa mai departe. Ștergem toate aceste nume și introducem numele elevilor noștri, fiecare nume, pe o linie. După completarea numelor elevilor, nu uităm să acționăm combinația de taste Ctrl-S pentru a salva modificările făcute. După salvarea acestui fișier, dacă lansăm aplicația, vom observa că numele pe care aplicația le alege acum sunt numele introduse de noi în fișierul de configurare. Trebuie să mai specific un lucru. Închipuiți-vă următorul scenariu. Proiectați cu ajutorul unui videoproiector o prezentare în fața elevilor și la un moment dat doriți să alegeți un elev pentru a-l implica într-o anumită activitate. Este situația în care v-ați dori ca aplicația No Hands să fie proiectată peste orice altă fereastră pe care o aveți deschisă. Pentru a realiza acest lucru, cu aplicația No Hands în prim plan, acționați cu combinația de taste Ctrl-T. Astfel, aplicația va fi întotdeauna proiectată peste celelalte fereste deschise și veți putea oricând să executați un click în aplicație pentru a alege un nou elev. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!